Dacă vă spun că e vara lui, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Are toate motivele să aibă o vară de neuitat. Pepe a fost la noi săptămâna trecută. Bine ai revenit, Pepe. Sărmâine bună tuturor. Și atunci a făcut o promisiune că o să vină cu videoclipul nou-nouț, ceea ce s-a și întâmplat. Asta este. Astăzi am ridicat pe toate canalele videoclipul piesei E vara mea featuring Arando Marquez Pepe și mă bucur, are un succes fantastic, toată lumea aștepta videoclipul și sunt o sumedenie de vedete acolo, de la Anda Adam, Mandinga, Connector și cred că mai bine urmăriți videoclipul și o să vedeți despre cine este vorba. Toți au venit să se distreze la petrecerea noastră, petrecere în stil cubanez și un party cuban a ieșit pe care vi-l prezentăm imediat. Da, cum a fost așa? Tu le-ai propus să apară un videoclip? Sau a fost așa ca o adunare între prieteni? Cam asta e moda acum, dar e o adunare între prieteni. Colaborăm, suntem în familia Antenei 1 majoritatea și colaborăm, avem proiecte comune și de televiziune și muzicale și atunci am spus, mă, când fac videoclipul promit să fac o petrecere așa cum ne place nouă, pe marginea piscinei. Ne-a jucat feste puțin vremea, dar după care o să vedeți ce bine a ieșit, că am avut parte și de ploaie cu trăsnete. Da, înțeleg că astăzi a fost terminat, nu? Adică e foarte proaspăt. Aseară l-am primit eu, am dat ok-ul final și azi dimineață deja l-am lansat, e în premieră. Maria l-a văzut? Da, Maria l-a văzut din varianta de vineri seară. Tot dansează prin casă și spune tati. Se uită și acum, da? Se uită, sigur că păi se uită. Păi eu zic să fie Maria pregătită, că o să-l vadă pe tati și la piscină și în platou. O să fie o derută totală. Pentru că am plecat de acasă de 20 de minute. E vara mea. Pepe! Mulțumesc!